reprezentanților TEC. Noi le-am promis că noi o să le aducem chiar și cei $15,000 necesari pentru acest studiu de fezabilitate dintr-un grant, și ei iarăși au refuzat acest studiu, probabil pentru că au ce ascunde. De asta o să atrag atenția dumneavoastră asupra acestui audit și o să rog să fim incluși reprezentanța societății civile, nu doar la această companie, dar la toate. Respectiv, după cum am încheiat parteneriatul, putem să spunem și așa, cu nostru, cu Regia Transport Electric și cu Primăria Municipiului Chișinău pe marginea acestui proiect, am decis să cerem susținerea dumneavoastră, pentru că măcar din partea dumneavoastră. În motivul ăsta vin cu o cerere oficială și solemnă față dumneavoastră: 1. Să se organizeze un tender pentru identificarea companiei care va perfecta studiul de fezabilitate; 2. Auditul Regiei Transport Electric Chișinău, și dacă o să considerați din necesitate și să sancționați acei funcționari de acolo care s-au purtat într-un mod absolut ipocrit în legătură cu noi; și 3. Să atrageți atenția asupra problemei transportului public, care este măcinat în toate părțile de corupție, de la cele mai mici niveluri până la domnul șef regiei, domnul Morgoci. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper că o să ne susțineți în acest proiect, și nu e vorba să mă susțineți pe mine sau proiectul meu, dar susțineți oamenii care au semnat această petiție, și eu chiar vă rog să o faceți. Mersi mult! Domnul Pleșcă, vă mulțumim!